brahoveanul de 33 de ani care și-a omorât cu bestialitate tatăl și a fugit apoi cu băiatul său de 12 ani nu a fost încă găsit. Tragedia de care se face vinovat omul s-a petrecut în weekendul trecut în comuna Bălțești. Întors de la un priveg, s-a luat la ceartă cu tatăl său și totul s-a terminat cu o bătaie. În zorii zilei următoare, familia a descoperit nenorocirea. În satul Bălțești, rudele și cunoscuții nu își pot explica nici acum gestul bărbatului. El era un băiat bun. Cu toată lumea, nu s-a luat cu nimeni până acum. Rudele criminalului se tem că acesta ar putea recurge la un alt gest extrem. Grijile cele mai mari, asta e să nu se întâmple să moară amândoi. Să moară copilul, să moară și el. De ce spuneți asta? Ce ar putea să se spune? Păi de ce? Din situația care se găsește la ora actuală. Din cauza poliției, una și altceva, la mintea care îl duce ce a făcut. Fapta lui, sperare să nu facă ceva. La fapta asta ce a făcut el acum, poate el gândește ce s-a întâmplat și poate nu-și facă de cap. Profesorii lui Mihai Alexandru, fiul de 12 ani al bărbatului dispărut și el de acasă, spun despre acesta că venea frecvent la școală, deși nu era cel mai bun la învățătură. Elev în clasa a 6-a, Mihai a fost în tot acest timp trecut absent în catalog. Acest elev este un copil care vine frecvent la școală, nu lipsește, rezultatele lui nu sunt deosebite, dar familia și-a dat interesul ca să-l trimită la școală în fiecare zi. Astăzi nu a venit. Astăzi nu a venit, din păcate. A trebuit să o puneți absent. Da, bineînțeles, este absent. Da, copilul da. Normal că la școală trebuia să ducă copilul. Dar uite unde e. De unde să-l iau? Apropiații și cunoscuții vor ca omul care se face vinovat de oribila crimă să se predea și să nu complice mai mult situația în care se află. Și îi transmit cât mai repede să predea acolo amicul. Îi transmit cât se poate, mai curând și mai în scurt timp, să se prezinte la orice post de poliție, să anunță poliția că s-a făcut fapta asta în Bălțești ca să nu mai fie alergată poliția după el. Pe numele bărbatului a fost emis mandat de urmărire, iar copilul a fost dat dispărut. Autoritățile sunt în continuare în alertă și îl caută, însă fără succes până acum. Au fost organizate filtre la ieșirea din Ploiești, mașini verificate la sânge și șoferi sfătuit să sune de urgență dacă dau de urma lor. E vorba de o acțiune organizată la nivelul Poliției Naționale cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de omor de către această persoană, care este însoțită de fiul său. Dacă puteți să identificați în vreun loc sau aveți cunoștință, da? Vă rog frumos să aveți cunoștință de ceva sau îi vedeți, îi observați, contactați poliția. Sunt aici de la noi, din oraș? Din Bălțești. Din Bălțești. O zi bună, vă doresc. O să fiți mai atenți? Da, bineînțeles, cum să nu. Acum, dacă am văzut și la știri de dimineață, am văzut figurile. Polițiștii brahoveni caută un minor în vârstă de 12 ani din localitatea Bălțești. Se pare că acesta s-ar afla însoțit de tatăl său, care este bănuit de comiterea unei infracțiuni de omor. Minorul Mihai Alexandru, de 12 ani, din localitatea Bălțești, purta la data dispariției o jachetă din fâși de culoare albastră și pantalon de tip blue jeans de culoare tot albastră. Are 160-165 de centimetri înălțime, constituție astenică, păr negru și ten măsliniu. Semnalmentele bărbatului sunt înălțime între 1,75 și 1,80, o constituție robustă, ochi negri și ten măsliniu. În momentul dispariției, acesta purta o geacă de fâși și pantalon din stofă de culoare închisă. Omul are și un semn particular, un tatuaj în formă de scorpion pe gât spre urechea dreaptă. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la găsirea copilului, dar și a tatălui, sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.